Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, nouă ediție la Exclusiv în România. Ne-a luat ceva să ajungem aici unde ne aflăm acum și nu-i tocmai simplu, deși aparent totul e la vedere. E vorba despre insula Șimian, pe care o puteți vedea în mijlocul Dunării. Și dacă vă uitați atent, chiar și de pe mal, se vede cetatea din spatele nostru. Acum, ce e cu această cetate? Ce e cu această pustietate? De ce atâta paragine, deși au existat multe proiecte? Cum anume a ajuns această cetate să se afle aici, construită fiind aproape identic cu originalul și cu cărămizile originale de pe fosta insulă Adakale? Fosta insulă Adakale, de ce? Pentru că a fost cufundată. A fost cufundată ca să se poată construi barajul și hidrocentrală de la porțile de fier. Practic, împreună cu Marin, vom încerca să mergem pe urmele unui proiect care deocamdată pare eșuat, și anume acela de a readuce la viață ceea ce s-a scufundat în 1970, insula Adakale. Eu mărturisesc că în momentul în care m-am documentat pentru această deplasare și această ediție, am constatat că există o dezbatere pro și contra Adakale. Pe de o parte erau cei care se uitau cu sufletul spre insula Adakale și de cealaltă parte erau progresiștii, care spuneau că insula Adakale a trebuit scufundată, altfel România s-ar fi scufundat ea însă și într-o, să zicem așa, într-o mare de beznă. Și atunci eu o să merg la fața locului să văd într-adevăr ce se întâmplă cu hidrocentrala, de ce a trebuit construită, și am foarte multe DC-uri. E bine, noi avem convingerea că Adakale în sine, acest loc pe care au trăit vreo 600 de familii, 600 de persoane, scuzați-l, la momentul scufundării, într-adevăr a reprezentat ceva aparte. Câteva sute de ani pe insula Adakale s-au petrecut evenimente istorice care au configurat un mod deosebit. O insulă cu populație turcească, foarte pașnică, foarte prietenoasă și care a oferit lumii ceea ce astăzi am spune un brand, brandul Adakale, manifestat prin produse caracteristice, dulcețuri, rahat, tutun, alte mici rafinamente, un bazar, cafea foarte bună. Insula a fost vizitată de personalități uriașe, pentru că acolo, printre altele, a fost și regele Carol, a fost și Iorga, a fost și Gheorghiu Dej, au fost personalitățile sportului, ale muzicii. Oamenii au încercat să afle ce se întâmplă pe acest mic paradis numit Adakale. Până la urmă, el a fost cufundat. Ar fi trebuit să fie strămutat aici, cu case, cu oameni, cu cetate, cu geamie, cu cimitir, cu absolut tot. Nu s-a întâmplat și vrem să vedem dacă acest brand ar putea fi readus la viață și dacă ar avea rost și dacă da, eventual cu cine. Haideți cu noi! În primăvara anului 1970 dispărea pentru totdeauna, înghițită de apele Dunării, insula Adakale, sau insula Fortăreață. Aceasta, împreună cu alte localități de pe clisura Dunării, au fost sacrificate pentru a face loc unui proiect grandios pentru acele vremuri și, credem noi, și pentru zilele noastre. Hidrocentrala de la porțile de fier. Și astăzi, la peste 45 de ani de la scufundarea sa, Adakale, această veritabilă Atlantida românească, continuă să exercite atracție, dar și dezbatere. Toată povestea asta despre Adakale e atât de complicată, dar atât de frumoasă, încât noi am avut, sincer să vă spun, un mare, mare noroc în dorința noastră de a ilustra această poveste. Domnul Durgut Usref ne-a primit în casa domniei sale și, în egală măsură, avem norocul să-l avem și pe ginerele dânsului aici. Nici nu știu cu ce să încep. Haideți să vă întreb ceva. Amintirile noastre despre Adakale sunt proaspete? Sunt la fel de vii? Totul e tot așa cum am lăsat-o. Ce vârstă aveați când ați lăsat Adakale? Aveam 30 de ani. 30 de ani? O, 30 de ani de amintiri? Dacă nu mă înțeleg, 29-30. 29-30. Că m-am întors din Turcia, nu mi-a plăcut Turcia, m-a mai spus eu dumneavoastră că m-a atras Dunărea. Și de aia m-am întors din Turcia. Că am plecat și eu în Turcia cu toată lumea cum a plecat. Dar în momentul în care ați auzit că urmează să fie scufundată Adakale, cum a reacționat populația? Populația nu-i venea să creadă.
pe viraj. Era ceva științifico-fantastic pentru insulari. Ca să facă un baraj și să ne scoată de acolo, nici nu se gândeau așa. Dar vi s-a explicat... S-a spus, săracii au murit pe capete. În mai 1963, locuitorii insulei au fost anunțați oficial de către imamul Recep Ali că insula urmează să fie scufundată. Era începutul sfârșitului pentru fermecătoarea oază de cultură și civilizație care a fost Ada Kaleh. Cam ce populație era la vremea respectivă pe insulă? 550 de suflete. 550 de suflete? 145 de case, parcă. Dar din câte mi-ați arătat dumneavoastră aici și din câte am mai văzut și în altă parte, insula dumneavoastră n-a fost pur și simplu locul dumneavoastră de trai, a fost mult mai mult de atât. Era arhicunoscută, era vizitată, despre ea a scris... Îmi pare rău că nu căutai, dar poate găsim. Am și pe rege domnul, majestatea sa, regele Mihai, care a fost la insulă. Regele Mihai a fost pe insulă, personalități mari ale sportului, ale muzicii, ale... Al vremii respective au fost foarte mulți. Chimnor, da, Kossuth. Lajos Kossuth, bine. Lajos Kossuth a lungurilor. Revoluționarul maghiar Lajos Kossuth, da. A fost și el pe insulă? Regele Carol al II-lea. Ah, iată... Într-adevăr, iată-l pe Carol al II-lea. În vizită pe Ada Kaleh. Cred că e destul de limpede faptul că insula a avut importanța și recunoașterea ei și cred că a fost o decizie dificilă și din partea autorităților comuniste, de exemplu, să hotărască construirea acestui baraj, care pe de-o parte este un obiectiv economic extrem de important pentru România, și pe de-altă parte să o facă cu un asemenea preț, cu scufundarea insulei Ada Kaleh. Fabrica de țigări era la pe insulă. Ați avut fabrica de țigări, fabrica de confecții? Fabrica de confecții și țigări. La Târgu Jiu s-a deschis datorită Ada Kaleh-ului fabrica de țigări. Când s-a desfințat Ada Kaleh-ul, au luat toate mașinile și au dus la Târgu Jiu. Plus directorul. Da, căuta lumea Carpați de Târgu Jiu. Mărășești făceam. Și Mărășești făceați? Da? Mărășești. Mărășești. Da. Dar pe timpuri se făcea țigări de foi. Și regele Carol lua țigări de foi din aia cubaneze. Aha. Și trimitea la vărul său, în Anglia. Mă întreb dacă astăzi prințul Charles s-ar bucura să fumeze niște țigări de foi ca cele de pe Ada Kaleh. Of! Asta e mormântul lui Miskin Baba. Cea mai important fotografie asta. Asta e alea de la Debarcader, unde se plimba lumea. Așa aici veneau vapoarele și bărcile trăgeau cu oameni. Și aici se plimba lumea, erau bănci, stăteau, priveau. Ce frumos. Imigranție din Ada Kaleh, în Turcia. Iată, asta e chiar document. O internare. Eu cam trec tubele. Noi am trecut pe toți. Noaptea când mă trezesc, mă scol și scriu. Că nu mai mi-aduc aminte. La 72 de ani, ce să mai... Înainte. Aveți foarte multe amintiri de pe Ada Kaleh. Am văzut că era un bazar, am văzut că era... Asta ce vă arăt eu aici, așa, asta e un sfert din ce am. Mă trebuie 48 de ore ca să le vedeți pe toate. Și toate sunt din perioada respectivă. Eu sunt foarte curios să-mi spuneți, când vorbiți lumii despre Ada Kaleh, ce le spuneți? Ce trebuie să se știe despre Ada Kaleh? Ada Kaleh, it's a Eden. My imagine a mea, Ada Kaleh a fost rai. Relație de oameni, natura, pom de fructele, pace, tot viața în pace, nimeni, toată lumea
sunt fericit pentru că am auzit tot povestea. Toate poveștile pe care le-ați auzit erau așa. Da. Relații bune între oameni, relații bune cu natura, pace. Este posibil ca imaginea aceasta să fie reală sau să fie puțin ideală? Puțin ideală, ideală. Ideală viața. Bun. Atunci trebuie să vă întreb ceva. Dacă mutarea de pe Ada Kale s-ar fi făcut pe Shimian, pe cealaltă insulă, ar fi fost la fel? S-ar fi putut face acolo din nou Ada Kale? Nu a fost la fel. Nu se putea. Domnul Durgătul să spune clar, nu se putea. De ce nu se putea, domnule Durgătul? Pentru că așa suntem noi obișnuiți. După ce am spart ceva, rău, e greu să construim înapoi. Adică nu eu, sigur, poporul nostru. Istoricul Constantin Nicolaescu Plopșor este cel care a coordonat operațiunile de strămutare. Iată cum descria el în martie 1968, într-o înregistrare rarisimă, strămutarea Ada Kale. Care este situația în acest moment a strămutării? Direcția Monumentelor Istorice, cu colectivul nostru de monumente istorice din cadrul grupului, au făcut toate studiile și relevele unităților de arhitectură istorică și de arhitectură populară care urmează să fie strămutate. A început demolările în insula Ada Kale, două porți sunt deja demolate și în curând începe transportul materialului de construcție în insula Shimian, adică în noul Ada Kale. La câteva săptămâni după acest interviu, academicianul murea și odată cu el se stingea și proiectul arheologic și turistic insula Shimian. Credeți că pe insula Shimian, dacă ar veni niște investitori potriviți, s-ar putea folosi cumva brandul Ada Kale? S-ar putea reconstrui ceva acolo? Nu știu, un cetat, un alt bazar, nu știu, ce credeți? Cred că nu e bine ideea. Nu? Nu. De ce nu? Ada Kale a fost odată în amintire. Noua Ada Kale cred că nu e bine ideea. Pentru că nu e la fel. Prea puțin față de ce era pe insulă. Pe insulă erau 3-4 mii de vizitatori. Acum, întrebarea e să refacă vechiul Ada Kale sau doar să folosească renumele pe care l-avea Ada Kale-ul? Dacă folosește numai renumele, n-a făcut nimic. Trebuie să ai dulceață, despăchire, trebuie să ai rahat, oboare, cafeleale. Și s-ar mai putea reface? Da, cât mai este. Ce mai există astăzi pe insula Shimian, vă arătăm puțin mai târziu, pentru că noua Ada Kale se lasă cu greu descoperită. În timp ce Cristi va delecta cu istorii savuroase despre insula Ada Kale, noi am venit aici, la Muzeul Hidrocentralei de la Porțile de Fier, pentru a vedea care sunt adevăratele cauze ale scufundării insulei. Doamnă Drăghia, bine v-am găsit! Bine ați venit! De fapt, bine ați revenit în zona Porților de Fier. Ne primiți într-un loc cu semnificație pentru istoria Orșovei și a zonei Clisurii. În acest interior, noi am reușit să aducem doar o mică părticică din colecția muzeului, din colecția fondului Ada Kale. Am adus obiecte de mobilier, adică două divanuri joase, pentru că stilul era nomad. Am adus obiecte de uz gospodăresc, sahanurile sau vasele în care își păstrau alimentele. Avem două lăzi, asemănătoare cu lăzile noastre de zestre, numite sandâc în limba turcă, și obiecte de îmbrăcăminte. Iar legat de simbolurile credinței musulmane, pe pereți avem agățate câteva tablouri cu sentințe din Coran și așternut micul covoraș de rugăciune,
lume, pe care este țesută cetatea de la Mecca, acolo unde s-a început propovăduirea islamului. Pe insula Dakale s-a aflat și cea mai mare moschee la nord de Dunăre, acolo fiind așternut acel covor cu o greutate de 480 de kilograme, dimensiunile lui fiind de 15 metri lungime și 9 metri lățime, fiind dus astăzi în Jamia de la Constanța. Ori pentru că suprafața Jamiei de acolo este mult mai mică decât moscheea de pe Adakale, el este rulat și numai o mică parte din el se poate observa. De ce a fost nevoie ca insula Adakale să fie scufundată? Ei bine, nu întâmplător s-a hotărât ca la kilometru 943 al Dunării să se construiască cea mai mare hidrocentrală de pe cursul său. Și începând cu anul 1956, în zonă au fost constituite echipe de cercetători formate din geologi, hidrologi, arheologi, care, cercetând ambele maluri ale Dunării, s-au pus de comun acord și au hotărât că aici, în zona defileului porților de fier, se află roci foarte dure formate din graniți și șisturi cristaline. Ori lungimea lacului de acumulare preconizat că se va forma avea 130 de kilometri lungime și peste 2 miliarde de metri cub de apă. Nu doar insula Adakale a fost scufundată, ci au avut de suferit 10 localități de pe partea românească și 7 de pe malul sârbesc, și orașul Orșova Veche a fost rămutat pe un nou amplasament și de aceea n-a putut scăpa, din păcate, nici scufundarea insulei Adakale. Fără acest sacrificiu, cu siguranță hidrocentrala n-ar fi fost construită în acest segment al Dunării, așa cum am amintit, dar având în vedere că în hidrocentrale este cea mai curată și cea mai nepoluată sursă de energie și cea mai ieftină în același timp, și că această hidrocentrală este cea mai mare din România și a treia din Europa, eu zic că a fost un lucru bun. Firesc că locuitorii insulei Adakale n-au gândit așa, dar având în vedere că marea lor majoritate au revenit în zonă după ce au plecat în Turcia, gândesc că s-au împăcat cu ideea că a trebuit să părăsească într-un final Adakale. Hidrocentrala de la porțile de fier, atât de blamată de unii pentru scufundarea insulei Adakale, are și ea, la rândul ei, propria poveste. Pe 7 septembrie 1964 s-a deschis oficial șantierul aici, iar pe 16 mai 1972 a fost inaugurat sistemul hidroenergetic și de navigație porțile de fier numărul 1. În 1970, în august, deja putea lucra prima turbină. Pe parcursul anului 1971 și celelalte hidroagregate, inaugurarea făcându-se în prezența oficialităților pe 16 mai 1972. Aici, la porțile de fier 1, avem o construcție simetrică și identică. Deci tot ce s-a construit pentru partea românească este construit și pentru malul sârbesc, iar pe mijlocul Dunării este construit comun barajul de versor. Ce înseamnă pentru sistemul energetic național faptul că această hidrocentrală a fost construită? Fiind cea mai mare hidrocentrală de pe cursul său, producem aici circa 50% din hidroenergia României, sau asta înseamnă 15% din necesarul de energie al țării noastre. O fi mult, o fi puțin, lăsăm pe fiecare să judece și să hotărească după propriile unități de măsură. Călătoria noastră continuă! Acum e momentul să aducem mulțumiri pensiunii Melba din Dubova pentru felul în care ne-a primit, ne-a cazat și ne-a susținut pe toată durata acestor filmări. Începem explorarea insulei Șumian, care este acoperită de un strat gros de vegetație. Ostrovul își lasă cu greu descoperite frumusețile și marea provocare este aceasta. Poate Șumianul să devină noul Adakale? E cu adevărat aventuros să ajunge și pe Șumian, dar și la cetatea propriu-zisă, pentru că, după cum vedeți, de jur împrejur e plin de vegetație absolut necontrolată, care a reușit să îmbrace până și zidurile cetății și, după cum văd, sunt copaci crescuți chiar și pe cetate. Unde am ajuns noi acum? Cum e corect să numim această cetate propriu-zis din punctul de vedere al specialistului? Am ajuns în partea de nord a
fostei cetăți Adakale, strămutat de pe insulă, aici pe insula Shimian. Din păcate, din proiectul inițial au fost aduse pe insula Shimian doar o parte dintre zidurile exterioare ale acestei fortificații. Haideți să vedem atunci ce anume ar mai putea fi reconstruit eventual, pornind de la ceea ce există deja. Ne continuăm expediția pentru că sunt încă multe locuri de văzut, iar istoria dramatică a Adakale poate fi simțită pe viu aici, pe ostrovul Shimian. Probabil că puteți deduce cumva din ceea ce vedeți că acestea ar putea fi niște pietre de mormânt sau elemente de sarcofag chiar în spatele nostru. Dacă am reușit să vedem inscripțiile acestea mai bine, am observat că ele sunt făcute cu litere arabe, însă inscripția este în turcă. Ne-ar trebui și o macetă ca să răzbim prin toate tufele astea. E cumplit ce se întâmplă pe insula Shimian în materie de, nu știu, de neglijare a acestui patrimoniu. Dar de fapt unde am ajuns noi acum? Unde stăm acum? Am ajuns în perimetrul unde s-a încercat strămutarea cimitirului de pe Adakale, aici pe insula Shimian. Din păcate, la fel cum s-a întâmplat și cu cetatea de pe insulă, nici cimitirul nu a avut, să zicem, o soartă mai bună. Iar ceea ce avem în spate, un pic mai în spate, adică acest ansamblu compus din mai multe bucăți de piatră, reprezintă practic un sarcofag. Un sarcofag, da. Poate că e momentul să amintim că pentru cei de pe Adakale foarte important a fost un personaj considerat de către ei sfânt, un anume Mischin Baba. Cine a fost acest Mischin Baba? Și îl pomenesc pentru că înțeleg că ar putea fi vorba chiar despre sarcofagul lui. Pentru comunitatea de pe Adakale, acest personaj a fost un sfânt. Din punct de vedere al originii acestui personaj, tot legenda ne spune că ar fi provenit din dinastia Uzbekistanului și că undeva în jurul anilor 1730 ar fi renunțat la tronul acestei dinastii în urma unui vis pe care l-a avut și ar fi donat întreaga avere oamenilor nevoia și ar fi plecat în căutarea unui loc despre care îi se vorbise în acel vis. Este trist și în același timp frustrant. Să vezi o întreagă istorie care se fărâmițează sub presiunea timpului, dar și a nepăsării. Este greu de exprimat în cuvinte ce simte însă cineva care își vede mormintele strămoșilor practic distruse. Îl am alături de mine pe colegul nostru de la televiziunea turcă, pe Necmi Hastürk, care în egală măsură își are originile pe insula Adakale. Ne-a ajutat să decifrăm și o parte din această stelă care este scrisă în turcă otomană încă în perioada în care se scria cu caractere arabe. Și am înțeles de la dânsul că stela aceasta a însoțit și, în general, cât o stelă similară însoțea construcția fiecărei geamii. E din perioada sultanului Mahmud al II-lea și, după cum vedeți, e fixată pe zid cu niște elemente de susținere care au forma semilunii. Ați venit pentru prima dată pe Shimian. Da. M-ați fost cu noi peste tot și în cetate și la cimitir. Da. Ce simțiți? I am very happy to be here. And same time, I am very sorry about cemetery nostru, cimitirul nostru. Scuze. Near future, maybe reconstruction here. A lot of people come here, and a lot of son of the Adakale. E foarte greu să trăiești totuși asemenea sentimente, să vezi că toată istoria ta zace într-o ruină care n-a mai fost dusă mai departe, când proiectul inițial de fapt era foarte generos, tot ceea ce a existat pe Adakale ar fi trebuit să fie strămutat pe Shimian. Deocamdată vedem doar ziduri și un cimitir care din nefericire se află în părăsire, toată insula este invadată de vegetație, chiar dacă a avut și perioade mai bune și planurile au fost cu adevărat foarte bune. Cu toate acestea, Shimianul a fost la un moment dat, pentru o scurtă perioadă, noul Adakale, pentru ca apoi lucrurile să intre definitiv în uitare.
Noi suntem acum într-una dintre cele mai spectaculoase porțiuni de construcție de aici, de pe insula Shimian. E o porțiune acestei cetăți, iată, cu număr impresionant de bolți, dar la fel de impresionant în sens negativ este starea de degradare. Iar lângă mine acum este comisarul șef din Poliția de Frontieră, Valeriu Pera, care în copilăria sa a prins o altă atmosferă aici, pe de-o parte, și apoi în cariera sa de grănicer la acea vreme, da, are iarăși alte amintiri cu privire la ce era aici. Domnule Pera, când a fost copil, spuneați la un moment dat că împreună cu părinții veneați aici pentru că aici era o bază de agremente. Da, este adevărat. Probabil autoritățile din acea vreme, autoritățile comuniste, când au strămutat cetățenii din insula Adakalea, au vrut să le ofere o compensație, dar, bineînțeles, într-o măsură mai mică. Și au făcut exact în botul acestei insule, după ce au reclădit cetatea, au făcut un mic loc de agrement. Adică au făcut un strand, au făcut un mic restaurant în aceste catacombe. Bine, dar exista și o garanție a faptului că lucrurile vor fi păstrate și chiar au fost, cred, păstrate mai bine decât acum. Și cred, îndrăznesc să spun că această garanție era dată și de prezența trupelor de grăniceri aici, nu? Aici exista un pichet grăniceresc la vremea aceea. Da, este adevărat, exista un pichet de grăniceri chiar dinainte de anii 70. Prin prezența pichetului de grăniceri se asigura o protecție a vestigiilor arheologice, a cimitirului turcesc de aici, a cetății Adakale și efectiv a porților și a înscrisurilor care sunt puse pe porțile cetății. Și trebuie să vă spun că, din nefericire, nu cred că e o legendă ceea ce se spune, și anume că parțial aceste ziduri au fost devastate și în interior și în exterior, nu doar de către vreme și diverse intemperii, ci de către aceia care, bazându-se pe rezistența neobișnuită acestor cărămizi, au considerat că e mai bine să le folosească la construcțiile proprii. Așadar, dacă nu mai e nevoie, pentru că nimeni nu mai vrea să treacă Dunărea în not de prezența autorității aici, întrebuie să spun însă că de atenția autorităților ar fi nevoie. Este realmente păcat să vedem ce anume se întâmplă aici și cum bunele intenții ale strămutării insulei Adakale pe Shimian se năruiesc. Ăsta e cel mai potrivit cuvânt. Oare de ce ar merita să fie renăscută atmosfera de pe Adakale? Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, există foarte mulți nostalgici, după cum există și câteva voci mai sceptice. Dar haideți să ne amintim despre ce ni s-a tot vorbit. Despre o comunitate pașnică de turci prietenoși care își respectau tradițiile, ocupațiile tradiționale, care aveau câteva produse care făceau deliciul lumii. Și dacă mergeai pe Adakale, era întâmpinat de un bazar frumos, de câteva cafenele și de câțiva vânzători care ți ofereau fie bragă, fie dulceață de smochine, fie trabucuri fine, fie o cafea, evident, făcută turcește. Acum, întrebarea este, într-adevăr, așa ceva ar putea fi renăscut pe Shimian? Sau ar fi nevoie și de cei localnici care, iată, n-au mai ajuns aici? Pentru că dacă stăm să ne uităm la fotografiile de epocă, vom vedea că acolo, într-adevăr, exista o atmosferă aparte. Îmi amintesc că am văzut o fotografie absolut senzațională cu un turc absolut relaxat, care stătea în mijlocul străzii, picior peste picior, așezat pe scaun, absolut indiferent la apa care curgea printre picioare, pentru că Dunărea din când în când se ridica și inunda puțin străzile din Adakale. Cred că, într-un anumit sens, ar fi meritat sau poate ar merita și de acum încolo ca măcar în parte acea atmosferă să fie recreată aici pe Shimian, unde au fost transportate clădiri, a fost strămutat cumva și o parte din cimitir, lipsesc oamenii, lipsesc casele și mai ales lipsește inițiativa. Nu pot să-mi imaginez unde anume se încurcă lucrurile. De ce? De-a lungul timpului, alte autorități au știut și aveau de făcut cele de acum, fac planuri, dar planurile undeva se încurcă. Dar cine știe? Am fost aici acum aproape 10 ani, poate dacă mai vin peste încă 10 ani, nu voi mai găsi doar ziduri pustii, doar o stelă care ține de istorie, ci și ceva mai multă viață. Părăsim deprimanta insulă Shimian, dar nu avem timp de concluzia mare pentru că zgomotele venite dinspre vechea cetate a Severinului atrag atenția. Ce caută Sigismund fond aici? Cum îndrăznești? Ce cauți aici? Turcii sunt aproape. De unde știi? Privește, țărmul Dunării. Sunt câtă frunză și iarbă. Sunt aici. Turcii sunt aproape. Vino. Vino.
Acesta este Hristovul de bună pace. Alături de Sigismund, regele Ungariei, vom lupta pentru cetatea Severinului. Vizucii, la luptă, băieți! La luptă! La luptă, băieți! La luptă! La luptă! Am învins de turci! Am învins, Marieta! Am învins! Cetatea rămâne Severinului! Cetatea rămâne Severinului! Vivat! 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 Istoria cetății Severinului este una la fel de zbuciumată ca cea a Șimianului, aflată în imediata vecinătate. Ea a fost scoasă din uitare și integrată circuitului turistic. Noi la emisiunea Exclusivă în România căutăm nu doar unicate, căutăm și povești. Care este povestea cetății Severinului? Această fortificație este o fortificație medievală, ale cărei începuturi le putem plasa acum în timp undeva în secolul al XIII-lea, atunci când, din inițiativa regatului maghiar, în zona Severinului se încep, dacă vreți, lucrările de construire a acestei fortificații. Cea mai stabilă perioadă a fost perioada de domnia lui Mircea cel Bătrân, când practic aici, între zidurile Severinului, s-a aflat în permanență un personaj care cel mai probabil purta și titlul de ban al Severinului. Este vorba de un presupus frate al domnitorului, Petru Stan, pe numele lui. Noi am asistat la o scenă de luptă, să spunem așa, între Sigismund și Mircea cel Bătrân, urmat de o semnare a Hristovului. Care este semnificația simbolică, să spunem, a acestui gest? Întâlnirea dintre cei doi a avut drept scop reînnoirea unei alianțe mai vechi dintre regele maghiar și domnitorul țării românești, o alianță împotriva pericolului otoman, cunoscut fiind faptul că în acea perioadă Imperiul Otoman încerca să pună presiuni în această zonă pentru a cuceri, dacă vreți, punctele fortificate, fie acelea care aparțineau țării românești, fie acele ale Ungariei, cu tendința de a pătrunde către centrul Europei. Astăzi asistăm, să spunem așa, la o nouă renaștere a cetății. Despre ce este vorba? Este vorba despre o transformare a ruinelor acestei fortificații în urma lucrărilor de reabilitare prin intermediul unui program cu finanțare europeană. Starea în care se află acum este, dacă vreți, mai mult decât bună. Asta dacă ne gândim și la ce s-a întâmplat de-a lungul anilor cu zona aceasta, care ajunsese la un moment dat să fie, dacă vreți, un fel de groapă de gunoi a Severinului. Este bine totuși că, iată, la 100 de ani de la debutul primelor săpături aici în cetate, inițiată de primul director al Muzeului Regiunii Porților de Fire, de Alexandru Bărcăcilă, în 1915, prilej cu care se descoperau ruinele capelei cetății, asistăm acum la, să zicem, finalizarea acestor lucrări, care practic schimbă fața acestui monument, care poate fi vizitat de turiști în condiții, zic eu, mult mai bune decât până în prezent. Este cert faptul că cetatea are acum o nouă viață. Aceasta este dată mai ales de oameni care au îmbrăcat-o în straie noi de sărbătoare. Andrei, eu trăiesc tot timpul cu senzația că o să mă provoci la duel și ia uite ce pot să fac eu cu chestia asta în fața... Facem schimb, știu, vedem. Sau vorbiți cu paladinii și poate vă apără ei și lupt eu împotriva lor. Facem să fie bine ca să nu fie rău. Spune și mie, noi la emisiunea Exclusiv în România căutăm lucruri unice și oameni deosebiți. Mă uit la emisiunea. Spune și mie, cum v-a venit ideea? Care a fost ideea acestei evenimente? Nu știu, ideile vin la fel ca pofta, cred că, mâncând. Vezi ceva, îți place foarte mult, călătorești, împrumuți idei, ca să nu zicem că le plagem, că de-aia se ocupă alții, care ajung sus, așa, și-și bat joc de noi. Ideea mi-a venit din simplu fapt că iubesc foarte mult istoria, și în special istoria medievală. Am fost la Olimpiade, pe vremea când eram elev seminarist la Seminariul Teologic din Arad. Am vizitat foarte multe cetăți din România, Castelul Huniazilor sau Corvinilor, dar din păcate, atunci când eu aveam 10, 15, 17 ani, activitatea din aceste cetăți,
Iar din Castelul Corvinilor era aproape zero. Aha. Dar filmele la care mă uitam atunci, acum prea puțin, m-au inspirat foarte mult. Cum să lași o cetate ca cea a Severinului unde ne aflăm noi acum, cum să lași Castelul Corvinilor fără viață? Lumea stă și se privește și, într-adevăr, aduceți viață în cetatea asta, nu? Da, da, stă și se uită pe principiu. Și eu aș vrea. Adică, cum ar fi să iau ăsta și să păi și dau nu, odată? Nu faceți lecții cu turiștii. Facem întotdeauna, la fiecare festival, dar nu o zi din cele trei, de regulă, cât are un festival, ci de câteva ori pe zi. Eu stau liniștit acum, că știu că sunt lângă tine și poate nu ajunge nimeni la mine. Da, 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 puri că am auzit zicându-mi odată că am luat proporții zootehnice. Și dacă mă pun în față, nu mai vedeți nimic. Spune-mi, te rog, la ce să ne așteptăm în seara asta? Va fi un concert susținut de formația Lupus Dacus din Arad. Așa. Și pe muzica medievală cântată de Lupus Dacus, la instrumente medievale, cimpoaie, duduc, șalmeiuri și așa mai departe, formația Fire Dream din Mediaș va face câteva demonstrații animații cu foc pe ritmurile noastre. E ceva superb. Eu vă urez mult succes. Și la fel. Îți mulțumesc că nu m-ai provocat la duel. Niciodată nu e prea târziu. După ce se sting camerele, vedem. Iată, ne ajungem și la final. Haideți să vedem ce ne-am propus, ce am reușit să facem în jurul fostei insule Adacale, respectiv în jurul Orșovei și al clisurii Dunării, unde multe sunt de văzut, de căutat, de spus, dar n-ai cum să le acoperi pe toate. Eu am jucat rolul turistului care a mers într-o parte și în alta, am străbătut diverse zone, am ajuns la muzeul Porțile de Fier de la Gura Văii și am constatat că este un loc interesant. Partea poveștii legate de Adacale o aflăm la muzeu. Mai mult de atât, am descoperit oameni interesanți, am descoperit locuri interesante, am descoperit lucruri care merită să fie văzute. Iar noi să încercăm să dăm un răspuns la întrebarea cu care am pornit, și anume, dacă ar merita să recâștigăm brandul Adacale, să vedem în ce măsură pe insula Șimian s-ar putea reconstrui total sau măcar parțial ceea ce cândva a fost Adacale. Și acum, impresia noastră este că merită. Chiar merită și chiar dacă n-am putea să reconstituim ceea ce a fost cândva Adacale, pe insula Șimian există destule vestigi în jurul cărora măcar parțial brandul ar putea fi recuperat și utilizat pentru bunăstarea zonei. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, nici Severinul și nici Orșova și nici clisura Dunării n-ar putea câștiga mai bine din nimic altceva decât din turism. Ori asta, în jurul zonei și al fostului brand Adacale, care ar putea fi cumva adus la zi, s-ar putea face foarte, foarte bine. Din păcate, am fost acum un an, am mai fost și acum 10 ani, am aflat aceleași răspunsuri și aceleași speranțe. Se va face. Când, cum, de către cine, rămâne de văzut. Oricum, dacă veniți aici, puteți contribui la bunăstarea zonei și aveți și pentru ce să veniți. Așa că, până data viitoare, numai bine! Te-ai complicat. Da. Nu te complica, spune lucruri simple. Noroc. Cavaler, a ajutat foarte bine.